Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar deseori mă simt atât de copleșit de toate problemele din jurul meu, de toate poverile pe care trebuie să le port, încât sunt gata să cedez. Și uneori, într-adevăr, cedez, clachez. Mă simt la capătul puterilor, fiindcă nu știu, poate prin vocația pe care o am, tot dau și uneori mă întreb mie cine îmi dă. Mă simt singur, mă simt căzut, mă simt gol, neputincios, fiindcă realitatea este oricât de mare ai fi, oricât de tare ai fi, viața asta te doboară și ai perioade când simți că efectiv nu mai poți. Acum, nu știu câți dintre voi treceți la momentul ăsta pe aici sau câți ați trecut, dar știți ce fac când ajung în astfel de momente? Când ajung în aceste voi ale plângerii, încep să vărs totul din mine. Să vărs înaintea Domnului. Uneori mă întind pe covor, cumva într-un sentiment de a mă proșterne cu toată ființa înaintea Lui și pur și simplu strig după har, după îndurare, după milă, după ajutor. În altă dată, când pur și simplu nu mai am cuvinte, mă ghemui lângă pat și plâng. În adevărul e și băieții, și bărbații, ba chiar și pastorii plâng câteodată, nu-i așa? Fiindcă viața e grea și nu ține seama de nimeni și nimic. Și când lovește, lovește crunt. Și uneori nici măcar rugăciunea, ci doar suspinul se mai poate înălța spre cer. Și când ajung să-i arunc toate poverile și problemele, atunci încep să-l simt. Uneori îmi ia ore întregi, alteori îmi ia zile întregi, dar până la urmă îl simt. Îl simt că se apropie de mine din nou și prezența asta nu o confunz niciodată, nu-i așa? N-ai cum! Și când îl simți, chiar dacă problemele nu ți s-au rezolvat, chiar dacă circumstanțele nu ți s-au schimbat, te simți altfel, nu-i așa? Te simți înviat! Și atunci încep să cânt, Dumnezeu minunat, în palma ta am fost săpat. Tu ești stânca pe care stau. Tu ești apa din care beau. Dumnezeu minunat. Cuvintele astea mă mângâie, îmi vorbesc și caut Scriptura, fiindcă știu că El vrea să-mi vorbească în astfel de momente. Și într-adevăr, deschizând Scriptura, îmi vorbește și nu de puține ori mi-a vorbit printr-un text din care vreau să vă vorbesc eu astăzi, din Isaia 40. De aceea, dacă ai Scriptura cumva la tine, deschideți Biblia în Isaia, capitolul 40. Și ca să putem înțelege despre ce e vorba, vreau să vă readuc aminte un pic contextul. E vorba de Iuda, una din semințile lui Israel, care locuia în jurul Ierusalimului. Țineți minte provincia Iudeia. Ierusalimul e în provincia Iudeia. Numele Iudeia vine de la Iuda, ținutul lui Iuda. O seminție din Israel, un popor însă aflat în pericol. De ce? Fiindcă fraților din nord, semințiile din nord, au fost cucerite de un popor crunt, devastator, asirienii. Mulți au murit, mulți au fost persecutați, duși în robie. Și Iuda, țărișoara asta mică, știa că îi va veni rândul. Știa că în fața acestor asupritori n-are nicio șansă, fiindcă dușmanul e prea mare să fie înfruntat, situația e prea gravă să mai iasă o cale de ieșire. Acolo unde ajungem și noi uneori, nu-i așa? Să nu mai vedem nici o speranță. În mijlocul acestor circumstanțe deosebit de dificile, Dumnezeu le vorbește și aș vrea să vedem în următoarele momente cum le vorbește Dumnezeu. Fiindcă sunt sigur că prin aceste cuvinte s-ar putea să-ți vorbească și ție astăzi, aici. Fii atent, Isaia 40:1. Mângâiați pe poporul meu, zice Domnul, Dumnezeul vostru, mângâiați. De ce? Fiindcă atunci când ești în caz, tu n-ai nevoie de sfaturi, uneori nici măcar de ajutor, ci în primul rând tu cerșești mângâiere, îmbărbătare.
Și fiți atenți cum își mângâie Dumnezeu poporul. Hai să începem să citim de la versetul 21. Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut încă de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? El, Dumnezeu, șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o măhramă subțire, le lățește ca un cort ca să locuiască în el. Nu vi se pare ciudat? Prin astfel de cuvinte, Dumnezeu își mângâie poporul. Și îți pui întrebarea și îmi pun întrebarea, ce are Dumnezeu de a face cu pământul, cu temerea lui, cu cerul, cu întinderea lui, cu problema mea, cu povara ta? Ce are creația, lucrurile acestea, de a face cu imposibilitatea în care eu mă aflu acum? Are. Fii atent. Și te rog să urmărești cu atenție argumentația divină până la capăt, fiindcă Dumnezeu vrea să comunice ceva. Hai să recapitulăm. Nu știți, n-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? De ce la întemeierea? De ce la creierea pământului? Fiindcă, dragul meu, nu Big Bang-ul, nici întâmplarea, nici evoluția n-a creat pământul, ci Dumnezeu. Și nu oricum, ci cu un rost. Nu ca o planetă moartă, cum sunt celelalte din sistemul nostru solar, ci ca o planetă vie. Și asta înseamnă mult. Te-ai gândit vreodată, oare de ce toate celelalte planete descoperite până acum n-au viață pe ele, dar Terra are? Chiar crezi că e un joc al hazardului? Te-ai gândit vreodată, spre exemplu, la ceea ce spune știința despre întemeierea Pământului, spre exemplu, ce ne spun oamenii de știință despre proximitatea perfectă dintre Pământ și Soare? Fii atent! Dacă distanța dintre Pământ și Soare ar fi mai mică de 0,5%, nu de 1, nu de 2, de 0,5%, am arde de vii. Dacă ar fi mai mare cu 0,5%, am îngheța. Rotația Pământului s-ar întecetini, temperatura ar scade și n-ar permite viața și formele ei. Gândiți-vă că Venus, cea mai apropiată planetă față de noi, are o temperatură de câteva sute de grade. Celălalt, vecin Marte, de dincolo de noi, totul e înghețat. Pe Terra, temperatura variază de la ecuator la poli, dar între limite normale de supraviețuire. Niciodată nu trece de punctul de fierbere al apei și niciodată nu se răcește sau scade drastic pe întreaga suprafața Pământului, tocmai ca biomoleculele să nu poată fi distruse, viața să rămână. Te-ai gândit vreodată la asta? Oare chiar la întâmplare Dumnezeu a luat pământul ăsta în cosmos și l-a aruncat între Venus și Marte? Gândește-te mai apoi la aerul pe care respiri. Fiindcă atmosfera, cadrul acesta, mediul acesta, îl trecem cu vederea, nu-i așa? E atât de simplu, respirăm în fiecare zi. Te-ai gândit vreodată la compoziția chimică atmosferei, cât de perfectă e? Dacă oxigenul, de care depindem cu toții, dacă oxigenul ar fi cu 1% mai puțin decât cel existent, viața n-ar exista. Dacă ar crește cu 2%, cu toții, plantele ar arde. Ei, cum se poate menține acest echilibru atât de fragil, care depinde de fluctuația unui singur sau maxim 2%? Pare banal, dar printr-o reciclare extrem de bine gândită și calibrată. Gândiți-vă că noi oamenii și animalele consumăm oxigenul așa ca să putem trăi, dar în schimb, noi eliminăm ce eliminăm? Dioxid de carbon, nu-i așa? Care este toxic. Ei, e primăvară, ați văzut peste tot și Sibiul e înverzit. Plantele, pe de altă parte, ca să poată trăi, de ce au nevoie? De dioxid de carbon, nu-i așa? Și în schimb, ce produc plantele? Oxigen, oare la întâmplare, nici vorbă. Întreg procesul acesta, reciclării între oxigen și dioxid de carbon, menține în echilibru balanța și mediul propice al întreținerii vieții pe Terra. Oare chiar întâmplarea, în ghilimele spus, să fi făcut aceste lucruri?
Acum două săptămâni, vă aduceți aminte, pe televiziune, pe radio, în presă, peste tot, era vorba de noaptea aceea în care luna era cea mai mare, cea mai strălucitoare. Am ieșit și eu să văd luna noaptea, să văd câți vampiri sunt prin Arad. V-ați gândit vreodată la ce-i cu ziua și cu noaptea asta? De ce ziua, de ce noapte, de ce ciclul acesta repetabil? Cu siguranță că e simplu, învățăm la școală, rotația pământului. Ți-ai pus vreodată întrebarea de ce se rotește pământul? De ce nu stă pe loc? Nici nu ne trec prin cap astfel de întrebări, nu-i așa? Ei ar trebui. Dacă pământul nu s-a rotit, dragul meu, n-am avea vânt. Doar una din chestii. Dacă n-ar fi vânt, n-am avea valuri. Dacă n-ar fi valuri, n-am avea curenți marini care să împingă apa caldă de la ecuator la poli și invers. Și asta ar însemna temperaturi extreme pe pământ. Fie prea cald în unele zone, fie prea frig. Și viața n-ar putea exista. De aceea, fără vânt, de asemenea, n-avem ploaie pe pământ, fiindcă norii se formează deasupra oceanelor și ar rămâne pe loc. Fără ploaie pe continent, n-am avea recoltă, ar fi secetă care duce la moarte. Rotația pământului ajută la întreținerea vieții. Dar, dragul meu, nu orice fel de rotație, ci o rotație la o viteză perfectă. Intră pe Google, dă un search. Rotația pământului, implicații, importanță, consecințe și vei vedea că dacă pământul s-ar roti mai repede sau mai încet, viața n-ar putea exista. Dacă nu s-ar roti deloc, o parte a pământului ar îngheța fiind mereu întuneric, o altă parte ar arde fiind mereu soare. Dragul meu, ce vreau să spun e că e imposibil să nu vezi în spatele acestor detalii, că detalii sunt. Le numești științifice, fiindcă le învăț în biologie, în chimie, în fizică, 7, 8, 10, 12 ani, unii facultăți întregi. E imposibil să nu vezi mâna și mintea celui intelligent designer, a creatorului. Chiar în textul nostru, Dumnezeu stă, spune Isaia în ceea ce am citit, deasupra rotocolului pământului. Câte secole, câte sute de ani nu s-au luptat oamenii, înțelepții, știința, s-au ars pe rug, heretici, spunând, nu, pământul e plat, ba nu că e rotund, ba nu că e plat, ba nu că e rotund. Și cumva, parcă ne-am redescoperit, parcă suntem mai deștepți cu vreo 2, 3, 400 de ani în urmă, când toți am ajuns să recunoaștem că pământul e rotund. Hei! Cineva v-a spus de treaba asta cu mii de ani în urmă. Dar întotdeauna am ignorat Scriptura. Întotdeauna am tratat-o cu ceva arhaic, demodat, mistic. E scris în Isaia același text pe care Dumnezeu l-a lăsat lui Isaia 750 de ani înainte de Hristos. El stă deasupra rotocolului pământului. Nu la întâmplare în ultimii ani. Tot mai mulți profesori din Oxford, din Cambridge și-au predat mâinile, viața în mâinile lui Dumnezeu, nu doar crezând, ci trăind pentru El, recunoștând că știința nu neagă Scriptura și Biblia nu neagă știința, ci mai degrabă dezvăluie amprentele Creatorului din spatele creației. Și asta doar dacă te uiți pe pământ, fii atent cum continuă Dumnezeu în Isaia, fii atent, El vorbește, 25, versetul 25, Isaia 40. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu El, zice Cel Sfânt? Ridicați-vă ochii în sus, că până acum v-ați uitat pe pământ. Priviți! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? E vorba de stele, planete, traiectoriile lor în univers. Despre asta vorbește Domnul. El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește. Ridicați-vă ochii în sus și priviți! Nu vă uitați doar la pământ, ci uitați-vă în cosmos. Și în seara aia când am ieșit afară să văd și eu luna, mi-am adus aminte de acest verset. Vedeți, când Uniunea Sovietică a lansat naveta spațială Sputnik în 57, imaginea noastră despre univers a început să se extindă considerabil. În 63, astronomii lumii au declarat că universul nostru are un diametru de 4 miliarde de ani lumină. Anii lumină sunt acele unități de măsură prin care oamenii de știință contemporani măsoară distanțe extrem de mari în universul nostru. Această radiație de undă electromagnetică numită lumină
prezentă sub forma unui flux de fotoni, se propagă în aer cu o viteză de 300.000 de kilometri pe secundă. Am învățat la școală. E asta e recunoscut a fi viteza luminii. E acum, facem un pic de matematică. Dacă se propagă cu 300.000 de kilometri pe secundă, înseamnă că într-un minut lumina parcurge 18 milioane de kilometri. Dacă înmulțești cifra asta de 60 de ori, de ce? Fiindcă 60 de minute într-o oră, vei vedea că într-o oră lumina se deplasează cu 1 miliard 80 de milioane de kilometri pe oră. Acum, dacă mulțești cifra asta cu 24, fiindcă sunt 24 de ore într-o zi, vei observa că lumina se deplasează cu 25 de trilioane, 920 de miliarde de kilometri pe zi. Acum, înmulțește treaba asta cu 365 de zile pe an și vei vedea că într-un an lumina parcurge, fii atent, 9.460.018.12 kilometri înmulțit cu 10 la puterea 12-a. Asta e distanța unui an lumină. Și acum fii atent. Înmulțește această cifră cu 4 miliarde de ani și te las pe tine să faci calculul și vei vedea că vei ajunge la aceeași cifră la care au ajuns cercetătorii Universului în 63 când au declarat că Universul nostru are un diametru de 4 miliarde de ani lumină. Asta în 63. Nu fie de. Cu 3 ani mai târziu. Cu 3 ani mai târziu. Odată cu îmbunătățirea telescoapelor, oamenii de știință declară că Universul, stai un pic, nu mai de 4 miliarde, ci de 8 miliarde de ani lumină. Asta până prin 90, când telescopul Hubble a fost inventat, când naveta spațială Galileo a ajuns în apropierea planetei Jupiter și când astronomii contemporani ne declară că Universul nu poate fi măsurat. Nu numai pentru că mărimea lui incalculabilă, dar mai ales datorită faptului că pe secundă, fii atent, Universul se extinde. De aceea Dumnezeu spune, ridicați-vă ochii în sus, priviți, cine a făcut aceste lucruri? Cine? Dumnezeu. De aceea Einstein, și bănuiesc că știți cine a fost Einstein, îl citez, declară, religia constă într-o admirație umilă a spiritului infinit superior ce se revelează pe sine în puținul pe care îl putem cunoaște din realitate, folosindu-ne de rațiunea noastră slabă și trecătoare. În alte cuvinte, oricât de slab suntem, spune Einstein, nu se poate să nu vedem, să nu simțim că în spatele creației, acestei capodopere extraordinare, există un creator. Un creator care nu se ascunde, ci se lasă descoperit atunci când însă ne oprim din goana nebună a vieții, ne uităm cu băgare de seamă la ce există în jurul nostru. Versetul din Romani, capitolul 1, mi-a vorbit mie personal, prima dată când mi-am deschis inima și mintea către Dumnezeu, citez, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, în noi, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, suntem ființe raționale. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, se văd lămurite de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Creația vorbește despre Dumnezeu. Și acum mă opresc, fiindcă probabil că îți pui întrebarea. Bun, dar ce cu toată filozofia asta? Ce legătură între toată filozofia asta și problema mea, necazul meu, durerea mea? Cum vrea Dumnezeu ca eu să fiu mângâiat când mă trimite să deschid manualul de fizică, manualul de chimie, manualul de astronomie? Te rog să mă asculți cu atenție. Dacă Dumnezeu, dragul meu, are putere, capacitate, înțelepciune, să pună pământul ăsta pe orbită, să regleze temperatura terei, să calibreze procentul de oxigen în atmosferă, să țină constantă viteza de rotație a pământului, să susțină traiectoria stelelor, dansul galaxiilor. Nu crezi tu că El e în stare să-ți rezolve și problema ta?
Reține această frază și scrie în Biblia ta, în dreptul acestui pasaj din Isaia 40, Dumnezeu suprem, suveran peste univers. Fiindcă asta e. Și când treci prin necazuri, nu uita să-ți aduci aminte de acest detaliu. Dacă El e suveran în univers, cu siguranță că poate interveni și în situația ta. Reține acest detaliu, încurajează-ți credința. Hai să citim mai departe. Isaia 40, versetul 23. El preface într-o nimica pe voievozi. Face o nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ. El suflă peste ei de se usucă și un vârtej ia ca pe niște paie. Rețin aceste versete. Lui de Fortin, lui al 14-lea, Ludovic, în limbajul istoricului român, a fost probabil cel mai renumit împărat al Franței, dar l-am ales fiindcă este cel mai longegiv suveran al Europei. A domnit 72 de ani. A fost supranumit Regele Soare. Era atât de puternic, atât de bogat, încât devenise obsedat de măreția lui. În curtea sa regală de la Versailles, până la cerșetorii de pe străzile Parisului, a cerut tuturor să îi se adreseze cu titlul lui cel Mare. Înainte de a muri în 1717, lui cel Mare poruncește sfetnicilor săi ca la moartea sa sarcofagul să fie expus în cea mai celebră catedrală din Paris, evident Notre-Dame, iar la căpătâiul lui să fie pus o lumânare masivă, ținând cu strictețe ca în ziua înmormântării toate celelalte lumânări din incinta imensei catedrale din Paris să fie stinse, cu excepția celei lumânări, fiindcă El e Regele Soare, Cel care a dus lumină lumii. Pregătindu-și înmormântarea, lui cere ca slujba funerară să fie ținută de Mousson, renumitul predicator al curții regale. Și exact asta se întâmplă. La mormântarea lui, în ziua aceea, luminile din Notre-Dame se sting. Singura lumânare aprinsă e cea de la căpătâiul sarcofagului. Mousselin se ridică să vorbească și mulțimea e mută. Așteaptă cu sufletul la gură să vadă ce va spune omul acesta despre suveranul Europei, despre marele rege care s-a stins din viață. Și Mousselin se urcă pe platforma unde era sicriul. Și în fața unei mulțimi silențioase, primul lucru pe care îl face, stinge lumânarea de la căpătâiul regelui. Și în acea întunecime silențioasă care s-a șterge peste Notre-Dame, strigă, strident, cu o voce puternică, Seul Dieu est grand, singur Dumnezeu e mare, singur Dumnezeu e mare. Și francezii, parizienii știau despre ce e vorba. Nu lui, nu suveranul Europei, ci singur Dumnezeu e mare. Dovada foarte simplă. Sicriul care le stătea în față. El preface într-o nimica pe voievoz. Mai țineți minte care a fost un alt împărat care s-a declarat suveran al lumii? Dar care a recunoscut și proclamat într-un final că numai Dumnezeu e mare. Vă mai aduceți aminte cine e? Cine e? Nebi, Nebucadnețar, împăratul vestitului Imperiu Babilonian, cel care a rămas în istorie, nu doar prin cucerirea celor mai vaste teritorii până în acele vremi, ci și prin măreția Babilonului, orașul zidit de el, socotit una dintre cele 7 minuni ale lumii. Și minunea a fost. Imaginați-vă că de la un capăt la altul, Nebucadnețar a construit în Babilon un veritabil Champs-Élysées, un bulevard pavat în întregime cu pietre rare aduse din campaniile lui din Asia, din Africa. De o parte și de alta, bulevardul imperial a ridicat 550 de dragoni masivi, împodobiți cu aur și pietre prețioase.
În spatele acestor dragoni a construit 50 de temple ornamentate cu lemn de cedru, cu porți masive din aur, cu scări sculptate în marmură, peste 150 de statui, de monumente, locuri dedicate lui Ishtar, lui Marduk, lui Bel, zeii protectori ai Imperiului. Și în centrul orașului a clădit un zigurat enorm pe care Nebucadnețar a construit Semiramis, acele faimoase grădini suspendate ale Babilonului, cunoscute și astăzi ca fiind una dintre cele 7 minuni ale lumii, irigate din râul Eufrat, celebrul Eufrat, peste care a construit, fii atent, un pod lung de 300 de metri suspendat, lat de 10 metri, ceva nemai întâlnit până atunci. E acestui împărat Dumnezeu îi vorbește printr-un om, prin Daniel. Așa cum fiecăruia dintre noi, cel puțin o dată în viață, Dumnezeu alege să ne vorbească prin oameni. Și Daniel îi spune ce se va întâmpla. Dacă el, Nebucadnețar, marele împărat, nu se va smeri și nu se va pocăi înaintea adevăratului suveran. Țineți minte care a fost răspunsul lui, nu-i așa? La fel ca răspunsul multora dintre noi. Indiferență, nepăsare. Fiți atenți ce se întâmplă. Daniel 4:29. După 12 luni, exact la un an după aceea, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu-i Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca o ședere împărătească pentru puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Oare nu-i ăsta? Observați, subliniați, puterea bogăției mele, înțelepciunea mea, slava măreției mele. Atenție, cei care încă gândiți la fel ca el legat de viața voastră, de averile voastre, de afacerile voastre, de inteligența voastră, fii atent ce se întâmplă. Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas pogărât din cer i-a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul neamurilor, vei locui ca un loc, la un loc cu fiarele câmpului, îți vor da să mănânci iarbă ca la boi, vor trece peste tine 7 vremi până ce vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până ce a crescut părul ca penele vulturilor și unghiile ca ghearele păsărilor. Istoria confirmă lucrul acesta. Medicina numește insania zoantropică, o boală rară, recunoscută, care îți afectează mintea și trupul. Dar fii atent ce se întâmplă. După trecerea vremii sorocite, cei 7 ani, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii, de data aceasta, foarte interesant, spre cer. Și mi-a venit mintea la loc. Nu m-am mai uitat înspre mine și înspre puterea măreției mele, înspre slava mea, înspre mintea mea, înspre orașul meu, ci mi-am ridicat ochii spre cer și mi-a venit mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică, a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Hopa! Stăpânirea, împărăția nu-s mai ale lui, ci pare se că își dă seama că s-a ale altcuiva, ale aceluia față de care versetul 35 de Nebucadnețar spune: toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor, cu locuitorii pământului. Nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea, mintea m-a venit înapoi. Slava împărăției mele mi-a fost dată și sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut, dar acum eu, Nebucadnețar, atenție, laud, înalt, slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. În alte cuvinte, dacă a fost să auzim un refren din gura lui Nebucadnețar, acesta a fost: numai Dumnezeu e mare, numai Dumnezeu e mare. El preface într-o nimica pe voievozi și face o nimica din judecătorii pământului și scrie în dreptul acestor versete din Isaia: Dumnezeu suveran, suprem și peste istorie,
Dumnezeu suprem și peste istorie, fiindcă nimeni în istorie nu i s-a putut împotrivi. Toți cei care au scris istoria lumii, voievozi, împărați, regi, niciunul dintre ei n-a putut să facă nimic înaintea lui. Când el a tras linia și a spus până aici, până aici a fost. În nisip s-au prefăcut și imperii, în praf au căzut și împărații, pulberea s-a ales de mărăția lor. Și asta trebuie să reții. Fiindcă, dragul meu, recunoscând suveranitatea lui Dumnezeu asupra istoriei, asupra creației, te ajută să treci prin luptele vieții. Cum? Fii atent, următoarele versete, versetul 27. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele, soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu? Fiindcă asta simțea, asta spunea poporul lui Dumnezeu în acele vremi de greutăți peste ei. La fel ca unii dintre noi, nu-i așa? Avem impresia că Dumnezeu ne-a părăsit, avem impresia că degeaba ne mai rugăm, că degeaba mai strigăm, că degeaba mai plângem, țipăm de durere. Dumnezeu, și dacă există, n-are timp de noi. O, da, cu siguranță că e plin de dragoste, dar nu pentru mine. Cu siguranță că poate interveni, dar probabil că nu acum. Cu siguranță că are putere, dar poate pentru alții. Cu siguranță că poate să facă minuni, dar nu în cazul meu. Câți dintre noi nu simțim la fel câteodată? Ei, asta simțea și credea și Israelul. Și Dumnezeu le vorbește. De ce? Fiindcă Dumnezeu le citește gândurile. Așa cum ni le citește și pe ale noastre. Așa cum ți-l citește și pe al tău, care s-ar putea să gândești exact lucrul acesta aici și acum. Știi care e răspunsul lui? E cel dat lui Israel și atunci și dat nouă tuturor astăzi, următorul verset. Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. În alte cuvinte, da, El e suveran, așa cum am citit și auzit și astăzi, dar El continuă. Dumnezeu nu obosește, nici nu ostenește, priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. În alte cuvinte, n-ai cum să-L înțelegi, n-ai cum să-L judeci, n-ai niciun motiv să-L acuzi, fiindcă n-ai cum să înțelegi planurile Lui cu tine. Fiindcă da, a creat lumea și o menține în viață, ține cursul istoriei, ridică și coboară împărați, dar El, același Dumnezeu, e interesat și de soarta ta și de soarta mea. El știe foarte clar unde ești, cum ești, ce simți, de ce ai nevoie. De ce nu intervine acum când vrei tu, fiindcă are un motiv? În cazul lui Israel, n-a intervenit atunci și acolo, dar a intervenit exact când trebuia și va interveni și în viața ta. De ce? Fiindcă e suveran, fiindcă știe mai bine când și cum. De ce? Fiindcă e atotștiutor. Nu uita, nu uita. Ce ne spune Scriptura despre El? Planurile sale sunt perfecte. Voia Lui e bună și desăvârșită, puterea Lui e de nedescris și nimeni și nimic nu-i poate sta împotrivă. De ce? Fiindcă El este indescriptibil, e incomprehensibil, e inegalabil, e invincibil, e incredibil, e incomparabil. De ce? Fiindcă-i Dumnezeu, de aia. Dar tot aceeași Biblie îmi spune, atenție, că El e aproape de cel cu inima zdrobită. Că El dă putere celui căzut. Că El îl ajută pe cel slab. Că El vindecă pe cel bolnav. Te întreb, ești unul dintre ei? Aceeași Biblie îmi spune că El izbăvește pe captiv. Că El iartă pe cel păcătos. Că se apropie de lepros. Te simți cumva respins în zilele astea? Domnul nu te respinge, dragul meu. Că El nu ignoră pricina văduvei, că e tată pentru orfan, că apără credincioșii, că răzbună pe cei drepți, că dă speranță celor pierduți. Ești cumva desnădăjduit în zilele astea? Hei, trezește-te! Dumnezeu îți dă speranță. De ce? Fiindcă El mângâie pe cei răniți. E un Dumnezeu care își ține promisiunile, care ascultă rugăciunile și care intervine în viața copiilor săi. De ce? Fiindcă e drept și bun. E credincios și sfânt. E un Dumnezeu suveran atât asupra creației, cât și asupra istoriei. Și asta trebuie să realizăm, reține. Dacă Dumnezeu ține în mâna Lui întreg universul și istoria,
Asta înseamnă că El ține în mâna Lui și viața mea și viața ta. Nu uita lucrul acesta, repet. Dacă Dumnezeu ține în mâna Lui universul și ține istoria, înseamnă că ține în mâna Lui și viața mea și viața ta. O, da, nouă, viața ne-a scăpat de sub control. Lui însă niciodată. Pe noi circumstanțele ne copleșesc, pe El însă nu. El e suprem și suveran și asupra circumstanțelor, și asupra problemelor, chiar și asupra dușmanilor tăi. De aceea, în ciuda împotrivirilor, El intervine. Și când intervine, nimeni și nimic nu-i stă în cale. Am vorbit despre evrei, despre Iuda în Isaia, despre asirieni care stăteau și au înconjurat Ierusalimul, citind în context, știm că Sanherib a adus câteva sute de mii de ostași. Erau într-o situație fără ieșire, nu mai aveau speranță. Țineți minte, Ezechia, împăratul Ierusalimului, primește o scrisoare, o scrisoare prin care să declare suveranitatea lui Sanherib, prin care să recunoască că îi va fi vasal, prin care să predea, să capituleze, să recunoască că e înfrânt. Și ce face Ezechia? Vine înaintea lui Dumnezeu, vine și pune scrisoarea și plânge și cerșește milă. Și apelează, de ce? Fiindcă știe că Sanherib o fi cine o fi, dar în spatele lui, deasupra lui, înaintea lui, de jur împrejurul lui există un Dumnezeu cu mult mai mare. Și Ezechia, recunoscând, i-aruncă scrisoarea lui Dumnezeu și cere milă. Dacă dați o pagină în spate, veți vedea că în versetul 38, în noaptea aceea, îngerul Domnului a coborât. A coborât și a tăbărât în jurul celor ce se tem de ei și îl scapă din primejde. Noi asta citim în psalmi? Ei, noaptea, versetul ăla din psalmi s-a întâmplat că îngerul Domnului într-o singură noapte, el, un singur înger, a ucis 185 de mii de asirieni. Când Sanherib s-a trezit de dimineață și și-a văzut la pământ oștirea, ne spune tot Scriptura și istoria, că și-a îmbarcat carul, i-a chemat pe toți care au mai rămas și a plecat înapoi înspre Babilon. De ce? Fiindcă Dumnezeu a intervenit. Da, Biblia e plină de astfel de întâmplări, e plină de astfel de minuni, dar Cristi, hai să fim realiști, eu trăiesc aici, trăiesc în Sibiu, trăiesc în România. Dumnezeu a intervenit atunci, dar azi, problema mea, dușmanii mei, ce se întâmplă cu mine azi? Dumnezeu intervine și azi. Dumnezeu intervine și azi. Hai să-ți dau un exemplu similar din viața celuiași popor al lui Israel. Bunicii tăi pot să-ți spună despre el, chiar și părinții tăi. Noi n-am trăit pe vremea sirienilor, dar am trăit pe vremea unei generații care a trecut exact prin același chinuri ca în vremea sirienilor, poate mai mari, perioada nazistă. După cea mai mare nenorocire din istoria lor, Holocaustul, a venit una dintre cele mai mari minuni. Dacă între 39 și 45, peste 6 milioane de evrei au fost exterminați, nimeni nu le-a dat vreo șansă, atenție, la numai 3 ani de la Holocaust, la 3 ani, de 14 mai 48, după 2000 de ani de inexistență, națiunea lui Israel renaște din cenușă ca pasărea Phoenix. Ben Gurion declară Israelul ca națiune, ca țară de sine stătătoare, spre uimirea întregului pământ. Cu 65 de ani în urmă. O minune, dar și o împlinire. O împlinire, atenție! Nu la întâmplare a fost toată asta. O împlinire unei profeții din Ezechiel. De ce? Fiindcă Dumnezeu e suveran. Cu mii de ani în urmă, Ezechiel, profetul, vede din partea lui Dumnezeu o vale plină cu oase. Oase, schelete, simbolul universal al morții. Asupra acestor oase, Dumnezeu suveran vorbește și spune, Ezechiel 37 cu 14, voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut. Oasele, Holocaustul, Israelul distrus. Țara promisă, că de țară e vorba, Israelul cel nou reînviat după 2000 de ani. Prin puterea cui? A lui Ben Gurion, nici vorbă, prin puterea Domnului. De ce? Fiindcă e suveran. Nu știu câți dintre voi ați ajuns în Israel, în Ierusalim, dacă n-ai ajuns, dacă ajungi în Ierusalim.
Fii sigur că mergi să vezi Yad Vashem. Yad Vashem este muzeul Holocaustului din Ierusalim. E un loc în care nu există să ieși la fel cum intri, fiindcă vezi în acele 45 de minute, o oră, două, cât vrei să stai acolo, ceea ce lumea asta a putut să creeze, ceea ce demonii acestei lumi au putut concepe, câte chinuri, câte exterminare, câtă durere. Nu mai e nicio șansă să mai gândești la vreo fărâmă de speranță pentru Israel când ieși din muzeul Holocaustului. Dar fii atent, când ieși de acolo, dai de o poartă. Și poarta asta, fii atent aici pe ecran, o vezi? Asta e. E enormă. Pe poarta asta sus, acolo unde voi vedeți scris în engleză și în ebraică, stau scrise exact cuvintele acestui verset din Ezechiel. O, da! Veți fi rași de pe pământ, veți fi exterminați, veți fi ca niște oase, ca o vale de oase, mii, milioane de oase, dar nu aici se sfârșește povestea, fiindcă nu în mâna omului stă destinul omului, ci în mâna lui Dumnezeu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi, vă voi așeza în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut. Amin! Și evreii au știut lucrul ăsta. Și când ieși din muzeul Holocaustului și vezi aceste cuvinte, nu există să nu te treacă fiorii. Fiindcă ți este imposibil să crezi că așa ceva s-ar fi putut întâmpla fără mâna lui Dumnezeu. Să reînvie un întreg popor care să devină mai apoi cea mai prosperă țară din regiunea respectivă. Omenește vorbind e imposibil, dar nu când Dumnezeu la cârmă. Fiindcă atunci, dragul meu, când nimeni nu-ți mai dă o șansă, El ți-o dă. Când nimeni nu-ți mai întinde o mână, El te apucă de braț. Când crezi că totul s-a sfârșit, Ezechiel, adu-ți aminte, îți prorocești un alt început. Evreii au știut lucrul acesta și noi ar trebui să-l știm și să-l credem. De aceea scrie în dreptul acestor versete din Isaia 40, dar și a celor ce urmează, Dumnezeu suprem, suveran, dar Dumnezeu suveran și peste viața mea. Fiindcă atunci când viața dă cu tine de pământ, cel care a făcut cerurile și pământul vine, se apropie și îți dă putere, versetul 29, El dă tărie celui obosit, când nu mai poți, când ești terminat la capătul puterilor și strigi către Dumnezeu, El vine, fii atent, mărește puterea celui ce cade în leșin. Când un om cade în leșin, înseamnă că e atât de epuizat, de extenuat, încât nu mai poate să se țină pe picioare, efectiv nu mai poate să gândească. Mărește puterea celui ce cade în leșin. Lăcăi obosești și ostenesc, chiar tinerii se clatine, dar cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea, zboară ca vulturile, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. De ce? Fiindcă Dumnezeu le dă putere, fiindcă e suveran și poate să o facă. Dar acum fii foarte atent. Uită-te în text. Cine primește această putere? Fiindcă nu toți o primesc. Cine spune textul că primește această putere? Cei ce se încred în Domnul. Pune întrebarea, tu în cine te încrezi? Te încrezi în tine? Te încrezi cumva în mintea ta, în banii tăi? Te încrezi cumva în cunoștințele tale, în puterea ta? În alte cuvinte, te încrezi în om, în ceea ce omul, tu sau alții pot oferi? Fii atent ce spune Shakespeare despre om. Îmi place citatul ăsta. Ce lucrare este omul, ce nobil în rațiune, ce infinit în facultățile mentale, în formă, în mișcare, ce admirabil în faptele sale, ca un înger în înțelepciunea sa, ca un Dumnezeu, frumusețea acestei lumi, paradisul creațiunii și totuși, după mine, ce este această chintesență de praf numită om? Fiindcă asta suntem. Ne credem mari și tari, dar fără Dumnezeu, asta suntem. O chintesență de praf. Înainte de primul război mondial, în cadrul Universității Harvard din Statele Unite, s-a aprobat un proiect măreț, zidirea clădirii științelor umaniste. La începutul acelui secol 20, lumea era impulsionată de un val de umanism, de ateism puternic. De ce? Fiindcă a fost o explozie a descoperirilor științifice, a teoriei darviniste, a liberalizării și secularizării.
Dumnezeu a început să fie pus deoparte, ba chiar Nietzsche l-a declarat mort. De aceea simbolul acelei epoci era omul, puterea omului. Și cei care erau la conducerea Universității Harvard, probabil cea mai renumită universitate din America în vremurile acelea și în vremurile noastre, au decis că la intrarea principală a acelei clădiri, când va fi finalizată, sus pe fațadă, să fie scrisă cu litere mari celebra frază a filozofului grec Pitagora, și anume, omul este măsura tuturor lucrurilor. Suveranitatea omului în univers, pe pământ, în tot. În același an, când toți credeau că omul a ajuns la un stadiu de perfecțiune intelectuală, morală, care va duce bunăstare perpetuă, toate visele omenirii au fost spulberate de declanșarea celui prim război mondial, care a dus omenirii cele mai mari brutalități și pierderi de vieți omenești înregistrate până atunci în istorie, dezvăluind pe față adevărata esență omenirii. Evident că lucrările s-au sistat pe timpul războiului, dar când războiul s-a finalizat, au reînceput. Și eminenții profesori, academicieni, oamenii de la Harvard, cărora le mergeau neuronii, mintea, mecanismul minții, s-au adunat împreună și au cerut schimbarea acelei inscripții de pe fațada universității și în locul ei să fie pus ceea ce există până astăzi. O frază celebră, spusă cu mii de ani în urmă, decupată direct de pe paginile Scripturii, și anume, Psalmul 8:4. Ce este omul să te gândești la el? Hai să vă citesc întreg versetul. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, în alte cuvinte, supremația, suveranitatea ta, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Ce suntem noi, Doamne? Umbră și părere. Un suspin de o clipă, iar apoi tăcere, ce curând ne crește și ne ia pământul, izvorâm ca apa și pierim ca vântul. Și ăștia suntem, dragii mei, în realitate, ăștia suntem fără Dumnezeu. Când însă recunoaștem pe Dumnezeu și nu doar atât, ci ca Isaia, ne încredem în El. Efectiv îl luăm pe cuvânt, efectiv credem că există și există cu adevărat, nu doar ca un mit, nu doar ca o formă mentală, nu doar ca o credință nominală, ci când ne predăm viața în mâna Lui, lucrurile se schimbă, realitatea se schimbă, destinul se schimbă, viața se schimbă, fiindcă nu mai suntem singuri, Dumnezeul acesta este cu noi și când Dumnezeu este cu noi, El face diferența. Câți dintre voi ați ajuns să recunoașteți acest lucru, că Dumnezeu face diferență? Dumnezeu face diferență. Uneori El schimbă circumstanțele. El face minuni. Ne scoate de unde nimeni nu ne-a dat vreo șansă, dar uneori El face minuni, fii atent, fără a schimba cu nimic circumstanțele, ci din contră, El le lasă exact în acea stare, tocmai pentru a face cea mai mare minune. Știi care e aia? Să schimbe nu circumstanțele, ci să mă schimbe pe mine și pe tine. Și câți astăzi nu-i mulțumim că nu ne-a ascultat rugăciunile, că nu ne-a scos din cuptoarele vieții, că nu ne-a izbăvit, fiindcă dacă n-ar fi fost cuptorul, noi nu ne-am fi schimbat, nu ne-am fi pocăit, nu l-am fi trăit așa cum îl trăim azi. Și nimic nu se compară cu trăirea, cu simțirea prezenței puterii lui Dumnezeu. De aceea la finalul acestui mesaj, când vom avea acel timp de rugăciune, aș vrea să te chem. Dacă treci prin încercări, dacă treci prin necazuri, dacă ești împovărat, dacă dușmanii dau în tine, dacă nu mai ai nicio speranță, poate că nici nu mai ai credință, vino aici în față și spune: Doamne, învie Duhul meu, zidește-mă, Doamne, ia ruinele astea, fă ceva! Pentru că avem un Dumnezeu suveran care vrea să intervină și în viața ta. Recunoaște suveranitatea, supremația Lui, crede în El, în puterea Lui, uimește-te de ceea ce El poate face, dar, atenție, fii sigur că ești în mâna Lui, în mâna Atotputernicului Dumnezeu. Nu știu de ce religie sunteți,
S-ar putea să fiți etichetați, fiecare are eticheta lui, nu-i așa? Ortodoxi, catolici, reformați, luterani, penticostali, baptiști, creștini după Evanghelie, carismatici. Nu asta mă interesează, fiindcă religia nu mântuie, dragul meu. Relația cu Dumnezeu mântuie. Și ce vreau să fac este să te chem de la o credință formală la una personală. De la o credință într-un Dumnezeu distant, la o credință într-un Dumnezeu mântuitor, personal, cum? Predându-ți viața și cerându-i lui să devină și suveranitarul vieții tale. Și o poți face prin Iisus. De ce? Am cântat despre Iisus, citim despre Iisus, știm despre Iisus. Da, e important, fiindcă Iisus deschide calea spre acest Dumnezeu. Între noi și Dumnezeu, Scriptura spune, e un zid de despărțire. Nimeni nu-L poate trece, nici faptele bune, nici preotul, nici pastorul, nici biserica, nici religia ta. Ci Iisus Hristos, prin moartea și jertfa Lui, ne-a deschis cerul, calea spre Dumnezeu. De aceea atunci când îți predai viața ta în mâna lui Iisus, tu te identifici cu El, păcatul tău este iertat și poți într-adevăr să experimentezi prezența, puterea acestui Dumnezeu. Ce-ar fi ca în această dimineață să-i ceri acestui Iisus să vină și în viața ta? Ce-ar fi să-i ceri lui, Doamne, fii și suveranul vieții mele? Te-ai zbătut destul singur, eu cred că e vremea să lași pe Dumnezeu să lupte pentru tine. Ba mai mult, cred că e vremea să lași pe El să preia și controlul vieții tale. De ce? Fiindcă poate îmi spui, Cristi, dar dacă El e suveran, e clar că e și în controlul vieții mele. Oh. Dumnezeu în dragostea Lui nu te-a creat robot. Dumnezeu te-a creat după chipul și asemănarea Lui cea mai perfectă ființă din universul ăsta, dar te-a dat rațiune, voință liberă. Deși e suveran peste planete, peste atmosferă, peste traiectoria stelelor, peste rotația Pământului, El niciodată nu va forța nota cu privire la viața ta. O, dar El te cheamă, El îți vorbește, El intervine în circumstanțe, El îți arată. La mulți dintre noi ne trimite chiar prin accidente să ne trezim la realitate, să-L vedem, să lăsăm, să ne vorbească, să-L ascultăm, dar niciodată El nu se va atinge de inima ta. Până ce tu nu-ți vei deschide inima și nu vei pune în palmele Lui și vei spune, Doamne, recunosc pentru ceea ce ești, nu doar un Dumnezeu distant, un Dumnezeu creator, ci și un Dumnezeu mântuitor. Ia viața mea, ia controlul, fiindcă controlul e problema noastră, nu-i așa? Ne vrem mari și tari, mândria, orgoliul ne ține, nu vrem ca alții să ne spună ce să facem în viață, nu vrem ca alții să ne dicteze ritmul și stilul și direcția, vrem noi de noi. Și unde ajungem? În labirintele acestui vieți, fără nicio cale de ieșire. Dumnezeu care te-a creat, vom vedea de seară. Dumnezeu care te ține. Nu crezi tu că El e în stare să te ducă acolo unde are El planul Lui pentru viața ta? Ce-ar fi ca în dimineața asta să-ți predai viața în mâna Lui și să-i spui, Doamne, controlul de acum înainte este al Tău. Este al Tău. Am rătăcit destul, am mers de unul singur destul, m-am împărțit ca în compartimente viața, te-am vrut în viața mea, dar doar la un colț al vieții, te-am considerat ca un sertar al vieții, te-am văzut ca un compartiment al vieții, vreau însă să devii suveran peste tot și în tot. Dacă nimic în cosmos nu se mișcă fără tine, dacă totul există și merge pe traiectoria prescrisă de tine, fă și viața mea să meargă în direcția aia, vreau să fii suveranul vieții mele. Deschide-ți pumnii. Lasă mâinile tale, viața ta să fie în mâna Lui. Și vei vedea cum lucrurile se schimbă. Tu te vei schimba. De ce? Fiindcă Dumnezeu va intra și în viața ta. Și când El intră, se vede. Depinde însă de tine. Dacă vrei să o faci sau nu. Iuda în acele zile s-a încrezut în Dumnezeu. Și indiferent cât de mare a fost armata asiriană, indiferent câte țări au cucerit, Iuda nu s-a uitat la dușman, s-a uitat la Dumnezeu și Dumnezeu i-a izbăvit. Același Dumnezeu poate să te izbăvească și pe tine. Cheia, secretul e să te încrezi în El. Să lași, să-L chemi, să-ți preia și viața ta, să fie și suveranul, supremația vieții tale. Vrei lucrul ăsta? Dacă da, atunci spune-o, atunci vino, atunci roagă-L, atunci predă-te, atunci cere-i, fiindcă El ascultă.
Hai să ne rugăm. Doamne, indiscutabil că e suveranul acestei lumi, acestui univers. Mulți dintre noi am avut teze și examene în săptămâna asta exact pe manualele și pe materiile din școală care vorbesc despre o simplă părticică din creația ta. Și suntem uimiți, uimiți de măreția, puterea, complexitatea puterii tale, Doamne. Dar e extraordinar să auzim vestea bună, că nu ești doar un Dumnezeu distant, ci un Dumnezeu care are așa dragoste față de noi, încât a plătit ce-a avut mai scump, viața Fiului Său. Doamne, îți mulțumim pentru Domnul Iisus care ne-a deschis calea înspre Tine. Vrem în dimineața asta să recunoaștem suveranitatea Ta, dar vrem mai mult decât atât să recunoaștem suveranitatea Ta și asupra vieții noastre. De aceea, Doamne, noi credem că ne poți ajuta. Noi credem că ne poți izbăvi. Noi credem că ne poți vindeca. Noi credem. Dar, Doamne, ajută-ne să ducem credința de la minte la inimă. Ajută-ne să ducem credința, Doamne, de la ceva nominal pus pe un raft prăfuit de existența noastră efemeră la ceva real ce să trăim în viața noastră. De aceea mă rog, Doamne, ca cei care au probleme, au necazuri, se simt împovărați, să Te creadă pe cuvânt când Tu, Doamne, spui: veniți la Mine, voi cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Doamne, dacă au rătăcit în atâtea alte locuri, dacă sunt poate prinși de medicație, de antidepresive, de psihologi și psihiatri, Doamne, ajută-i să fie prinși de Tine și puterea Ta. Dar tot Tu ne-ai spus că nu vei face până ce nu-ți vom cere. Încă ești un Dumnezeu al bunului simț. Cereți și veți căpăta. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Dacă ești în dimineața asta aici și ai probleme care îți sugrumă viața, te sufocă de-a binele, ce-ar fi că în următoarele momente să vii aici în față, vrem să ne rugăm pentru tine. Dar mai ales tu să vii înaintea acestui Dumnezeu suveran și să recunoști, Doamne, Tu ești suveran. Mărește-mi credința, ia-mi îndoiala. De la o parte obstacolele împietririi mele, de la o parte deznădejdea, iartă-mă pentru poate gândurile rele, pentru judecățile mele nedrepte asupra Ta. Doamne, Tu ești Cel care știi când și cum să intervii. Te rog, Doamne, te rog, intervino Tu. Dacă ești unul dintre ei, vino aici. Vrem să ne rugăm pentru Tine. Dar poate că ești aici în dimineața asta și poate că ți-e chiar rușine să vii, pentru că în viața ta, relația ta cu acest Dumnezeu nu e încă așa cum trebuie și tu știi treaba asta. Poate că pentru tine același Dumnezeu pe care recunoști, îl stimezi, îl respecti, e un Dumnezeu distant. Ce-ar fi ca în dimineața asta să-ți dai la o parte obstacolele și fortăreața inimii tale să o deschizi, să-i spui: Doamne, intră și în ea, Doamne, vreau să mă predau, vreau să Te cred, vreau să vin aici în fața Ta, să Te iau ca Dumnezeu al meu, nu doar al lumii, ca Dumnezeu al vieții mele, nu doar al universului, ca Dumnezeu și mântuirea mea, nu doar ca un suveran al creațiunii. Dacă vrei să-L primești în dimineața asta, să treci de la religie la relație, te rog și pe tine în următoarele momente să vii să cobori aici în față. Știu că ești obișnuit la Peniel ca în ultima seară să facă treburile astea. Ei, de data asta ai încurcat-o, un baptist predică la Peniel. Noi baptiștii facem închinarea la început. Eu cred că Dumnezeu ne vorbește ori de câte ori avem nevoie și s-ar putea ca în dimineața asta tu să ai nevoie de treaba asta. Poate ai venit aici doar ca să asiști la un program fain, la o închinare tare, la o predică oarecum, dar nu te-ai gândit că acum în dimineața asta Dumnezeu te ia și vrea să facă ceva din viața ta. Ei, lasă-L pe El și gândurile Lui să devină împlinire. De aceea, în timp ce vom cânta și vom cânta melodii de laudă la măreții, la adresa măreției Lui, a suveranității Lui, vino aici în față și cer ajutorul Lui. De ce? Că vreau să-ți repet că Dumnezeu e minunat
Și în mâna acestui Dumnezeu minunat, în palma Lui ai fost săpat. Înainte să văd lumea mea, eram un vis în inima ta. Oh, Dumnezeu minunat, în palma ta am fost săpat. Tu ești stânca pe care stau. Tu ești apa din care beau. Tu ești Dumnezeul minunat.